Bine ați venit la Nisa, orașul care mi-a devenit acasă de mai bine de 4 ani. Situat în sud-estul Franței, între Alpi și Mediterana, orașul este al 5-lea ca mărime din Franța și al 2-lea cel mai vizitat de turiști după Paris. Vi se pare surprinzătoare această informație? Ei bine, după anii petrecuți aici, în capitala Coastei de Azur, pot spune că înțeleg foarte bine de ce. Dar să revenim la povestea acestui frumos oraș care a fost fondat de o colonie de marinari greci în jurul anului 350 înainte de Hristos. Se pare că numele orașului vine din grecescul Nike, adică victorie. Romanii au cucerit Nisa în secolul 1 și au transformat-o într-un important centru comercial. Și dacă veți avea impresia din când în când, pe parcursul acestei emisiuni, că ne aflăm într-un oraș italian, explicația este foarte simplă. Nisa a fost cedată Franței abia în 1860, prin tratatul de la Torino, dublat de un referendum. Dar dincolo de influențele italiene, care pot fi văzute cu ochiul liber, mai sunt și influențele care pot fi gustate. Și aici ajungem la tema centrală a emisiunii noastre, gastronomia. Astăzi vom descoperi împreună bucătăria tradițională nisoază. Vom începe cu celebrul sandwich pain bagnat, savurat pe promenades anglais. Vom continua cu un prânz la restaurantul preferat al celebrităților, la Petit Maison. Ne îndulcim în patiseria franțuzească a unei românce, facem un scurt popas la Rue Plage, mai luăm o gustare la Chez Pipo, un restaurant cu un secol de tradiție în Soca, și încheiem ziua cu o cină romantică. Mi-am invitat soțul la restaurant deasupra mării. N-am știut sigur dacă mă voi întoarce sau nu în televiziune, dar am știut că dacă o voi face, va fi într-un format de felul acesta. Un format în care să vă pot transmite bucurie și poftă de viață. Pentru că m-am întors cu un mesaj foarte clar. Viața are gust. Ador să merg pe jos. Fac zilnic cel puțin 10.000 de pași. Iar atunci când mă grăbesc, prefer bicicleta. Astăzi e o zi plină, așa că am nevoie de ea. Cum era cântecelul acela? O bicicletă, o bicicletă, e și utilă, e și cochetă, nu? Merci! Bună ziua! Mulțumesc! Tocmai am cumpărat micul dejun pentru mine și Flavius. Am cumpărat 2 sandvișuri tradiționale nisoaze, pain bagnat. Pain bagnat a fost inclus cu ceva timp în urmă pe lista celor mai bune sandvișuri din lume, a celor de la CNN Travel. E un sandviș al cărui ingredient principal este tonul. Și pe lângă ton mai conține ou fiert, anșoa, măsline, ulei de măsline și legume. Am luat micul dejun împreună cu Flavius, cealaltă jumătate a echipei, și am ales să savurăm pain bagnat pe promenades anglais, pe celebrele scaune albastre. Am spus celebrele scaune albastre pentru că au o poveste și chiar un monument dedicat lor și au devenit unul dintre simbolurile orașului. Primele 800 de scaune albastre au fost produse de Charles Tordeau în 1950 în atelierul său. Și în acele vremuri trebuia să plătești o taxă de 10 cenți pentru a te putea bucura o zi întreagă de un scaun albastru. Astăzi este gratuit să te așezi și să te bucuri de spectacolul mării, indiferent de anotimp. O experiență mai nisoază decât aceasta nu există. Voi mânca pain bagnat, acest sandwich tradițional cu ton, așezată pe un scaun albastru din Nisa, cu vedere la Mediterană. De fapt, pain bagnat e un soi de salată nisoază între niște felii de pâine, dar felii de pâine de foarte bună calitate, după cum vezi. Am dat aici de măsline, de anșoa, de toate, e nebunie. Curs Salea. Unul dintre locurile mele preferate de aici, din Nisa, este Piața de Flori, unde, pe lângă flori, găsești cam tot ceea ce ai nevoie pentru o masă reușită. Fructe și legume din Provence, fructe de mare, măsline nisoaze, care pe cât sunt de mici, pe atât sunt de gustoase, lavandă în toate formele și chiar coșuri personalizate pentru aceste cumpărături. Ok, voi alege acum un coșuleț pe care să-l personalizăm. Cu titlul emisiunii. Ia să vedem. Pare destul de încăpător. Viața are gust. Ça veut dire
La vie a de goût. D'accord. Merci beaucoup. Ok, couleur. Noir? Da, ok. Iubesc florile și e imposibil să ajung la piața de flori fără să cumpăr. Am și un loc preferat. E standul de care se ocupă un tată alături de fiii săi. E o afacere de familie care se moștenește din generație în generație, iar ce m-a atras la ei este pasiunea pentru flori pe care o poți simți și vedea cu ochiul liber. Bonjour! Ça va? Oui, tout va bien. Am cumpărat două buchete de flori, bujori și trandafiri, pentru o mamă și o fiică de această dată, care conduc unul dintre cele mai de succes restaurante din Nisa. La Petite Maison, situat în centrul vechi al orașului, în vecinătatea operei, acest loc este considerat o instituție. Este unul dintre cele mai celebre restaurante din Nisa și asta pentru că clienții acestui restaurant sunt celebri. E un restaurant destul de simplu, veți vedea, nu e nimic sofisticat, nimic foarte elaborat și cu toate acestea se bucură de un succes imens. Noi astăzi vom comanda câteva preparate tradiționale nisoaze și deja am primit din partea casei pisaladier. Pisaladier este o gustare specifică sudului Franței. Este făcută pe un blat de pizza, să-i spunem, cu multă ceapă caramelizată, măsline nisoaze și câteodată anșoa, de data aceasta fără anșoa, o variantă mai simplă și recunosc că eu prefer varianta fără anșoa. Ea este Nicole, proprietara, cea nelipsită dintre mese, indiferent că e prânz sau cină, ea se asigură că toată lumea mănâncă bine și e mulțumită. Anne-Laure este fiica ei și mâna ei dreaptă când vine vorba de business. C'est vraiment la maison des Niçois, c'est vraiment l'endroit où les Niçois viennent fêter les grands événements qui traversent leur vie et c'est aussi la maison des artistes, des hommes politiques. În meniu găsești multe preparate specifice sudului Franței, gătite cu ingrediente foarte atent alese, de cea mai bună calitate, simplu, dar perfect. Nu e de mirare că a devenit restaurantul preferat al celebrităților. Elton John, ça fait plus de 20 ans qu'il vient ici chaque été. Pareil pour Victoria et David Beckham. C'est la même chose pour Beyoncé et Jay-Z. Ça, c'est pour les familles américaines. Mais aussi, on a beaucoup d'acteurs français. À midi, il y a Jean Dujardin qui arrive. Et puis, il y a des hommes politiques comme Nicolas Sarkozy. Tot din partea casei am primit și tapenade. Tapenade este o pastă făcută din măsline nisoaze, cu anșoa și mult ulei de măsline. E delicioasă, o explozie de gust, pentru că conține și foarte multe condimente. Și chiar îți deschide apetitul. Rafael, șeful restaurantului, ne-a prezentat rețeta de flori de dovlecel pané. Pour ceci, il faut une cuillère à soupe de levure chimique, 250 g de farine, de blé normal, et 125 g de fécule de pommes de terre, et 25 cl d'eau. Voilà, donc c'est très très simple. Vous prenez un récipient avec un fouet, vous incorporez tous les ingrédients, vous remuez une première fois et ensuite vous incorporez l'eau en une fois. Et vous laissez reposer 15 minutes à température ambiante. Prenez vos fleurs de courgettes. On y va ? Ensuite, vous trempez la fleur de courgette, vous égouttez un tout petit peu et on plonge délicatement dans la friteuse. Au bout de 45 secondes, vous prenez
une spatule pour les retourner, pour les faire colorer de l'autre côté. Et ensuite, vous égouttez sur du papier absorbant. Un petit peu de sel. Et il faut le servir de suite chaud. Arată minunat! La salade d'artichaut. Et les fleurs de courgettes. Hop. Minunată! Iar sosul de roșii completează perfect gustul florii de dovlecel. Cu ce să încep? Cu ardei, dovlecel, vânătă sau roșie? Asta e întrebarea. Foarte bun. Foarte, foarte bun. Minunat. Trebuie să vă mărturisesc că salata mea preferată se află la acest restaurant. E vorba despre salata de anghinare. Așa că dacă ajungeți vreodată la Nisa și ajungeți la Petit Maison, trebuie neapărat, dar neapărat să încercați această salată. Am păstrat loc pentru desert. Asta pentru că următoarea noastră oprire a fost la Maison Majeure. Nu vă lăsați păcăliți de această denumire, pentru că în spatele patiseriei se află o româncă, Adriana, pe care am cunoscut-o cu mai bine de 2 ani în urmă și care în vremea aceea îmi povestea despre un vis, acela de a-și deschide propria patiserie în centrul Nisei și iată că visul ei a devenit realitate. Am apreciat foarte mult că ați păstrat inclusiv denumirile românești. Da, cremeș. Deci nu vă spun ce chin pe ei. Cremă. Deci sunt foarte drăguți când încearcă să le pronunțe. Îi ajutăm, le explicăm conținutul. Este o experiență interesantă la nivel uman, dar oamenii sunt foarte primitori și aici unde suntem noi situați avem foarte mulți turiști. Deci vin mulți turiști, sunt curioși și cred că avem prăjituri specific franțuzești, le macaron, toate musurile, sunt foarte încântați și atunci noi le spunem și asta vine din est și asta vine din așa și sunt încântați să le guste. Cot la cot cu Adriana lucrează fiica sa, Alessia. Sunt curioși să încerce prăjiturile românești sau preferă prăjiturile cu care sunt obișnuiți deja? Mulți sunt chiar foarte curioși să încerce năuntăți. Deja sunt atrași de vizualul prăjiturilor, care îl găsesc foarte original și după aceea apreciază foarte mult odată ce au gustat, apreciază foarte mult savorile, gusturile. Mulțumesc! Cu plăcere! Savarina noastră românească, în varianta de la Nisa, gustul copilăriei. Și tot cu această ocazie l-am cunoscut pe Radu, soțul Adrianei, cel care i-a oferit tot suportul pentru a dezvolta această afacere. Îi mulțumim la Dumnezeu și noi suntem mulțumiți, bineînțeles, de ceea ce avem și ceea ce putem să facem. Dacă veniți la Nisa și e încă sezon, o zi pe plajă este absolut obligatorie. Și am ales de această dată o plajă cu tradiție. Din nou, o afacere de familie care se păstrează cu grijă și se moștenește din tată în fiu. Istoria plajei Rul se confundă cu istoria familiei Malacarn. Alors mon grand-père qui a créé le Rul plage était italien. Il était né en Italie et comme à l'époque en Italie on ne mangeait pas beaucoup, son père et sa mère ont décidé de venir émigrer, nous sommes des migrants en France et ils se sont arrêtés à Nice malheureusement. J'aurais préféré qu'ils s'arrêtent à Monaco. Mais bon, ils ont préféré Nice, ils n'avaient rien et ils étaient considérés comme des... Ils n'étaient pas considérés, c'était des... Comme on disait, les Italiens qui venaient d'Italie, des mangia macaroni. Après, il a commencé à travailler à l'hôtel Rull, comme portier. Il ouvrait, fermait les portes, mais il était sportif. Le monsieur Martinez, qui était à l'époque le patron de l'hôtel Rull, a dit « on va créer une plage ». Et Alfred, c'est son nom, tu vas t'en occuper. Donc il a créé la plage pour le compte de l'hôtel Rull. Am spus ceva mai devreme, afacere de familie. Însă, stând de vorbă cu Robert și întrebându-l despre ce înseamnă Rull plage pentru el, a devenit destul de melancolic, puțin emoționat și mi-a povestit că nu e vorba despre bani,
E mult mai mult decât atât. C'est le cœur de la famille. Cette plage, j'aurais dû la vendre 50 fois. Elle est bien placée. On m'en a offert beaucoup d'argent. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de la laisser à mes enfants, comme mon père l'a eu son père. Et mes enfants sont la quatrième génération. Alors, je me souviens, un jour, il y a un Américain qui a voulu acheter la plage. Il a dit à mon père, dites-moi votre prix. Et mon père lui a répondu, vous n'êtes pas assez riche. Et c'est vrai. Ce n'est pas une question d'argent. În bucătăria acestui restaurant, surpriză, lucrează o româncă, Daniela, care a fost foarte emoționată, a venit în fața camerei și ne-a prezentat rețeta salatei tradiționale de aici, din sudul Franței, celebra salată niçoise, celebră în toată lumea, o salată care are ca bază tonul. Daniela ne-a prezentat ingredientele și apoi a preparat salata, chiar pe terasa plajei, într-un cadru foarte frumos. Ne-a povestit câte ceva despre experiența ei în bucătărie, pentru că este o începătoare. Și apoi l-am descoperit pe Florin. La Nisa îmi place și clima. Aici ne-am găsit și persoana cu care m-am căsătorit. Florin este tot român și el lucrează la Plage Rule de mai bine de 7 ani. Mi-a povestit că s-a stabilit în sudul Franței și a întemeiat o familie, s-a căsătorit cu o franțuzoaică și așteaptă împreună un bebeluș. La început mi-a fost greu, dar cu încetul, cu încetul am adaptat. Pentru ca să fiu în contact cu multe, multe persoane necunoscute și altă mentalitate, deci imediat m-am adaptat și mi-a plăcut. Și acum trebuie să vă povestesc de un preparat tradițional cu adevărat niçoaz. Adică e imposibil să vii la Nisa și să nu guști soca. Ce este soca? E delicioasă, în primul rând, e bine să știți asta. Iar noi am ales un restaurant cu o tradiție de aproape 100 de ani. Chez Pipo a fost fondat în 1923. Asta înseamnă că la anul vor împlini un veac de existență. Și de 100 de ani, acolo se gătește soca, după aceeași rețetă, în același cuptor, cu aceleași ustensile, cu aceeași tehnică. N-am vrut să mă bucur singură de această experiență, așa că mi-am invitat un prieten la masă. L-am invitat pe Leonard. Leonard este cel care are grijă de zâmbetul meu la propriu și la figurat, pentru că e foarte glumeț. La propriu pentru că el este stomatologul meu, de aici, de la Nisa. Locuiește în acest oraș de mai bine de 10 ani, are o familie minunată cu care ne-am împrietenit și astăzi a descoperit împreună cu mine acest restaurant. Deci sunt 99 de ani de când vei nu e acest loc, ceea ce e impresionant. Jean a fost cel care a preparat soca pentru noi, ne-a explicat fiecare etapă, fiecare mișcare, cât trebuie să stea soca la cuptor, aproximativ 15 minute. Dedans, c'est de l'huile d'olive. Il y a plusieurs étapes tout au long de la cuisson à respecter. Maintenant que ça a fait des bulles, on va passer à la deuxième étape. On va crever les bulles. Et là, on ne touche plus. On a fait la deuxième étape. Là, on attend. Et voilà. Une belle soca. Magnifique, oui. Merci. Vraiment parfait. Merci, merci. C'est une galette à base de farine de pois chiche. La recette, ça reste très simple. Il y a trois ingrédients. De la farine de pois chiche, du sel, de l'huile d'olive, et l'eau, et de l'eau, bien entendu. Et ce qui fait le succès de la maison, c'est que ici la soca, elle est connue et réputée pour être croustillante et moelleuse. On a la soca. Merci beaucoup. Ok, on se pone așa la mijloc. Așa de bine arată. Arată foarte bine. Mi-e și milă să atac. Hai să vedem. Verdictul să fie. E un pic crunchy. Vrei cu piper sau fără? Eu vreau cu piper. Cu piper. Hai să punem cu piper pentru Leonard. Știi cum place mie să spun atunci când papilele se întâlnesc cu ceva delicios? Simfonie.
După ce soca ne-a depășit orice așteptare culinară, a mai urmat o bucurie. E vorba despre desertul tradițional pe care l-am comandat în acest restaurant. Un desert care arată ca o plăcintă, să-i spunem. Acest desert este făcut cu frunze de blet sau mădgul, în traducere în românește, mere și gustăm imediat să vedem ce mai conține. Încă o să mă mădgulească acest desert. E bună? Da? Aduce cu prăjitura de mere a bunicii. Semințe de pin și stafide. Deci ar putea fi ca un mic dejun copios. E mai mult decât mâncare. E o poveste, e o tradiție, e un restaurant-muzeu. Și nu exagerez cu nimic când spun lucrul acesta. A fost o zi plină în care am mâncat foarte mult, am degustat, am filmat rețete, am cunoscut oameni noi și la final de zi mi-am dorit să am o cină alături de soțul meu, pe care l-am invitat într-un restaurant special, deasupra mării. Cheers! Cheers! E adevărat că ceea ce am mâncat în acest restaurant nu a fost tradițional, e un restaurant destul de turistic, însă locul e într-adevăr special. Singura problemă este că, la finalul zilei, din senin, s-a iscat o furtună, un vânt foarte puternic și cum eram deasupra mării, am simțit toți stropii de ploaie venind către noi. E furtună în seara asta și noi suntem deasupra mării, ați văzut cum arată locul. Așa că toată lumea încearcă să se strângă în interior, să închid ferestrele. E încă vânt, e frig. Octopus with quinoa and apples. And here we have mi-cuit de thon, which means it's a tuna that is superficially cooked with palm hearts. And here we have a famous jambon iberico. I'm curious to see if you like the octopus. As you are a Greek, you are a specialist in octopus. So I'm waiting for your opinion. It's good? It's not Greek, but it's good. Poftă bună! Poftă bună! Mulțumesc! Cu piacere! Viața e tare gustoasă în sudul Franței. Și atunci când spui bucătărie nisoaz, spui simplitate și mult gust. Vă mulțumesc mult că mi-ați fost alături în această călătorie culinară și vă invit într-o nouă călătorie, pentru că data viitoare vom descoperi împreună universul pescarilor, al restaurantelor cu specific pescăresc de aici, de la Mediterană, al peștelui și al fructelor de mare. Viața are gust. Bucurați-vă din plin. Gustați-o cu adevărat. J'ai fait comme vous avez écrit. Oui, très bien. Merci. Il y en a plein qui savent qu'est-ce que ça veut dire. Oui, oui. Ça fait un bon goût. Oui. Viața are gust.